Fost alertă în județul Bacău după ce o fetiță de un an și jumătate a fost răpită de iubitul mamei sale. Bărbatul a mers la domiciliul concubinei sale din comuna Motoșeni, județul Bacău, a agresat-o, i-a furat mașina și fetița de doar un an și jumătate. Individul avea interdicție să se apropie de locuință, iar când au venit polițiștii, el i-a întâmpinat cu un fierăstrău electric pornit. Polițiștii nu s-au lăsat intimidați și au reușit să-l imobilizeze pe făptaș. Întrucât mama copilei nu a fost găsită acasă, polițiștii au început căutările, aceasta fiind găsită ascunsă într-o casă părăsită la o distanță de aproximativ 2 km de casa sa. În cercetări a reieșit mai apoi că bărbatul nu deținea permis de conducere și era băut. Din verificările polițiștilor a rezultat faptul că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar pe timpul deplasării cu autoturismul în care se afla și minora, acesta avea o alcoolemie de 0,53 mg per litru, alcool pur în aerul expirat. Ulterior a fost condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.